Potrivit sondajelor, în jur de 70% din moldoveni își doresc alegeri parlamentare anticipate în acest an. Cu toate acestea, mai multe forțe politice din actualul legislativ vor să evite alegerile și susțin că un scrutin anticipat nu va schimba esențial nimic. Cei mai vocali împotriva alegerilor anticipate s-au arătat în ultimele luni reprezentanții pro-Moldova în frunte cu Andrean Candu. Eu am o altă opinie în privința alegerilor anticipate. Și vă spun de ce. La ora actuală în Parlament sunt și oameni destui și forțe care încă mai pot face ceva pentru țară. Haideți să ne gândim dacă mâine sunt organizate alegerile anticipate. Cine vor veni în Parlament? Maia Sandu cu PAS, da, ok, bravo. Dar mai departe, formațiunea Șor, partidul nostru al USATEI, care, eu înțeleg că USATEI acum se bucură de o popularitate ca a participat în alegerile prezidențiale. Dar USATEI? Cu bădărania sa să facă politică în Republica Moldova? Hai, fii serioși. Să fim serioși. Socialiștii să vină. Să ne trezim cu o coaliție Șor, USATEI și socialiștii. O retorică asemănătoare o are și Sergiu Sârbu, care s-a alăturat deputaților lui Ilan Șor și așa zisa platformă pentru Moldova, iar anterior a fost coleg cu Adrian Candu în Partidul Democrat și Pro-Moldova. Anticipatele nu sunt prioritatea numărul 1. Prioritatea numărul 1 pentru noi sunt oamenii, salariile, pensiile, de rezolvarea crizii pandemice și aducerea vaccinului. Iar cei din Partidul Democrat își doresc și ei amânarea alegerilor, cel puțin până în toamnă, chiar dacă susțin că acest parlament este unul compromis din cauza traseismului. Soluția pe care o propunem noi este să se elaboreze un plan anticriză scurt, cu câteva elemente. Ce facem în domeniul sănătății, ce facem cu economia, poate câte ceva rapid în justiție și pregătirea terenului pentru alegerile parlamentare anticipate, să înainteze un candidat la funcție de prim-ministru și un cabinet de miniștri apolitic, dar o echipă profesionistă, să spună din start că această echipă vine la guvern pe 3 sau 4 luni de zile pentru a pune în aplicare acest plan. Între timp, liderul socialiștilor, Igor Dodon, deși se declară pentru organizarea unui scrutin anticipat în iunie, prognozează o nouă criză politică. Actualul președinte al țării, care a dat dovadă și la această etapă că nu poate face compromisuri, nu poate discuta cu partidele politice, poate să aibă o poziție similară și după alegerile din luna iunie. Dacă vor fi alegeri parlamentare anticipate, vor fi în luna iunie. Și în cazul acesta am putea avea un nou blocaj în Parlament, care ne-ar costa 110-120 de milioane de lei, pentru că atâta costă alegerile parlamentare anticipate. Această retorică este promovată agresiv pe mai multe canale media afiliate socialiștilor. La prima vedere, argumentele menționate mai sus par a fi raționale. Într-adevăr, Republica Moldova se confruntă cu o serie de probleme care au nevoie de rezolvare stringentă. Dar, în decembrie și la începutul lunii februarie, am văzut că, în actualul Parlament, de fapt există o majoritate. Majoritate formată din socialiști, transfugi și Șor. Ori, de ce sunt în stare aceștia, ne-am convins pe tot parcursul anului trecut. Cu o astfel de componență a Parlamentului în spate, este greu de crezut că un nou guvern, indiferent de cât de buni ar fi membrii săi, ar putea să schimbe cu adevărat ceva în țară. În plus, ținând cont de sondajele disponibile, inclusiv cele realizate de case apropiate socialiștilor, aceste partide chiar au toate motivele să se teamă de alegeri anticipate. Astfel, până și ultima cercetare realizată de iData, companiei deținută de Mihai Bologan, fratele deputatului socialist Victor Bologan, arată că PAS ar lua cele mai multe mandate în cazul anticipatelor. Potrivit iData, PAS ar acumula 44 de mandate, în timp ce platforma DA ar fi aproape de trecerea pragului electoral, iar asta fără voturile în diasporă, care în mod normal poate furniza cel puțin 10 mandate. Așadar, dreapta pro-europeană ar putea să obțină o majoritate parlamentară. În același timp, pro-Moldova și PD nu au nicio șansă să treacă pragul electoral, în timp ce socialiștii ar obține mai multe mandate decât dețin astăzi. Și dacă primii nu vor mai ajunge în Parlament, atunci PSRM și Șor riscă să piardă puterea pe care o controlează împreună, chiar dacă nu o recunosc public.
Un alt aspect important este că Vlad Plahotniuc, artizanul imaginii actuale a legislativului, va avea mult mai puțină influență după alegerile anticipate, în condițiile în care grupul condus de fiul său nu are nicio șansă să treacă de pragul electoral. Dar indiferent de ce vor arăta sondajele, ale cui ar fi șansele de a prelua puterea, într-un stat cu pretenții de democrație, un astfel de parlament creat în 2019, în condițiile lui Plahotniuc, nu mai poate fi reprezentativ.